Comitetul Județean de Iarnă, întrunit la nivelul prefecturii, dezbate încă de acum câteva zile probleme legate de zăpada anunțată pentru zilele de miercuri și joi. Ședința de astăzi, condusă de prefectul Nina Carmen Crișu, a avut o tematică electorală, anunțe surse din cadrul instituției prefectului, și nu una impusă de afirmația ministrului administrației Radu Stroie. Tot pe aceeași cale, a surselor provenind din prefectură, se afirmă că acuzele aduse de Stroie pot fi cel mult puse în seama Consiliului Județean. De altfel, amănunte legate de aceste probleme vor fi oferite în viitoarea conferință de presă organizată la nivelul prefecturii. La nivelul municipalității, afirmă primarul Nicolae Barbu, lucrurile stau la adăpostul unui comitet funcțional, zăpada și iarna necreându-i probleme. Cu acestea spus, eu zic că așteptăm zăpada. Poate să fie cât de mare, cât de grea, noi credem că suntem suficient de bine pregătiți ca să trecem cu bine peste acest efect meteorologic. Numeroase utilaje pregătite de intervenție, atât pe trotoare cât și pe carosabil, sunt aliniate la sediul firmei care are contract cu primăria pentru lucrări de dezăpezire. Peste 500 de tone de material antiderapant, constând în sare, nisip și clorură de calciu, sunt pregătite pentru eventuala bătălie cu nămeți. Săptămâna aceasta, în zilele de miercuri și joi, va ninge la nivelul întregii țări, pe teritoriul anumitor județe, instalându-se un strat substanțial de zăpadă. Județul nostru va fi și el printre acestea.